Leii de la BC Timișoara sunt în formă maximă și au pășit cu dreptul în Europa. Bănățenii au câștigat primul meci din Euro Challenge în fața maghiarilor de la Cormand. Al violeții au câștigat la o diferență de 10 puncte, partida terminându-se 75-65 pentru bănățeni. Antrenorul Predrag Badnearevici consideră că echipa sa a avut un joc solid în fața maghiarilor. Cel mai important e că am câștigat primul joc. Am jucat solid, am avut oscilații. Nu sunt foarte mulțumit, dar a fost primul joc în Euro Challenge. A fost presiune. Am avut perioade în care am stagnat. Cred că am avut mai multe opțiuni ofensive ca adversarul. Nu pot să numesc o singură cauză pentru care am câștigat. Aruncările nu au mers așa bine. E foarte important că am reușit atâtea recuperări ofensive. Oldenburg și Șolnochii rămân favoritele. Sunt echipe mai bune decât noi. Delvon Johnson a avut o evoluție foarte bună în meciul cu Cormand. Am făcut un meci bun, trebuie să fim agresivi în apărare. Am avut multe recuperări, am dominat spațiul de sub panouri. Nu e mai greu la recuperări în România față de Suedia, dar trebuie să-mi reintru în formă. Campionatul românesc e mai fizic, e un pas înainte. Al violeții de la BC Timișoara îi vor întâlni în deplasare în etapa viitoare a competiției Euro Challenge pe nemții de la Oldenburg.